Acum mergem la cantină. Aici este cantina de unde la prânz și seara se pun aceste feluri de mâncare, aceste delicatesuri, gătite în stil brazilian, desigur, și fără pâine. Deci nu vrem găti pâine aici. La altă ora zilei, dacă vin puțin mai încolo, după 12 va fi foarte aglomerat, și de acolo ne dă o bucată de carne la fiecare. Meninas en meninos. Suntem aici în fața ambasadei României și tocmai am votat. Vedem aici că ies români de aici, se votează. Și noi tocmai am votat. Vrem să fim patrioți adevărat. Salută România! Salutare, salutare! Doamnelor și domnilor, în premieră mondială mănânc înghețată braziliană. Ceva bun. Ceva extraordinar. Așa ceva se întâmplă la ordinea zilei în metrourile din Brazilia. Se pare că s-au mai aruncat oameni. Se oprește muzica și acum se dă dar. Ia, ce s-a întâmplat, doamnelor și domnilor? Ne-am urcat în mașina de Uber greșită. Pentru că domnișoara Erica Andreea Sepciuc a citit K-O-S în loc de K-O-X. Ne-am urcat în Uber-ul greșit. Acum așteptăm Uber-ul corect să vină să ne ia, pentru că aici suntem foarte aproape de statuia aceea mare, de statuia lui Isus. Am fost la consulat, am votat, am vrut să mergem să vedem statuia, dar din păcate este în orat și nu putem vedea statuia, pentru că plătim 60 ceva de reais, echivalentul a 60 ceva de lei, degeaba. Dacă este ceață, doamnelor și domnilor, nu avem un spectru vizual suficient de bun pentru a putea admira acea priveliște. Spuneți aici la interviu pentru România. De acolo, trebuie să fie acolo, ăla de acolo. Spune pentru fanii tăi din România ceva. Uitați, doamnelor și domnilor, ăsta este Uber-ul nostru, K-O-S. Uber-ul nostru, ne-am urcat în Uber-ul nostru. Doamnelor și domnilor, uitați acest interviu în care suntem în Uber. Suntem aici în parc. Parc Rio de Janeiro și aici vedem Casa Indianului. Casa Indianului. Și aici scrie ceva la Casa Indianului, scrie Sejam ben vindos, adică ceva de genul bine ați venit. Aici e un pic semi-întuneric, o să intrăm.